Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. În această după-amiază vreau să vă bucur cu încă un episod așa bonus pentru voi, pentru că mă susțineți foarte frumos și avem un feedback foarte bun. În primul rând, Michael Silent atinge lista de top donatori, este aici în top donatori. Cei care au donat peste un caca, el a donat 5 caca. Ok, revenim la episod. M-am gândit, ce n-am filmat eu de mult? Păi, ceva în SWAT. Ok, ceva în SWAT. Nu, ceva în SWAT, mă scuzați, ceva în Rhodes. Ok, ceva în Rhodes. Și ce pot filma eu acum în Rhodes? Amenzi, ok. Bun. Am căutat prin lista mea de conturi, ne-aș uita niște conturi în Rhodes. Cu greu am găsit, cred că unul, numai că tipul respectiv era, nu era pe Facebook ca să spun că intru pe cont. Așa că cine este on pe RPG3 și știam sigur că o să mă las să filmez de pe cont. Designerul meu drag, designerul nostru drag, care ne face toate intro-urile posibile, toate bannerurile pentru canal, toate picturile, toate avatarurile de profil aici la canalul nostru. Thumbnail-urile mi le fac eu singur, dar intro-ul respectiv pe care l-ați văzut și astăzi, rea de vă plângeți voi că e prea lung, este filmat de la zero de către ursul, editat de către el, mapa este făcută de către el, da, ați auzit bine, pentru că pe movie nu ne descurcam și trebuia să fie niște dealuri într-un anumit fel și a fost editată și mapa de către el. Și omul a filmat, cred că am stat cu el în ziua aia, cred că peste 13 ore la intro ca să-l facem exact cum trebuie. Omul s-a descurcat, este, îl am ca designer pe ursul și ca foarte bun prieten, cred că de 2 ani și ceva. Totul a început, mi-a spus, frate, vrei să îți fiu designer? La momentul respectiv nu aveam niciun designer, încercam eu să mi le fac singur și nu ieșeau foarte urâte. Ok, să văd ce poți. Mi-a făcut thumbnail-urile, am văzut că le făcea super, nu chiar, la momentul actual nu le mai consider chiar atât de wow. Dar ușor-ușor a evoluat și el odată cu mine și s-a apucat să facă și intro-uri filmate de către el și au ieșit foarte, foarte frumoase. Și am zis, gata, ursule, tu o să fii designerul meu, hai să ne dăm numărul de telefon. I-am dat numărul de telefon, cred că trebuie puțini care au reușit să-mi câștige încrederea ca să îi dau numărul de telefon. Și până prezentul de azi se pare că din designing s-a transformat într-o prietenie foarte frumoasă. Și ursul este pe contul său acum, mama urs. Mama urs, nivel 42. Level 42 la contul ăsta. This are it, wow. Ok. Astfel l-ați cunoscut și voi pe ursul. Știți, mulți dintre voi mai vechi pe canal, cei care sunt mai vechi pe canal îl cunoașteți deja, vi l-am prezentat de multe ori. Am vrut să o să fac probabil și un episod cu ursul în care ne explică el cum are el talent, așa l-a făcut intro-uri, pentru că cel puțin mie personal îmi plac, acum nu știu despre voi. Ați spus că este un pic cam lung intro-ul, eu i-am spus să-l fac așa cu plimbatul prin lăsâș și cu urcatul pe Star Tower și mai scurtată nu se poate. Oricum, puteți derula cu 25 de secunde în față, nu cred că ar fi o problemă. Cum el este Rhodes, o să mergem acum să punem așa Radar Temple. Este rank 1, deși este rank 1 am vrut să filmez de pe contul său, pentru că era singurul cont cu Rhodes on de pe RPG3, care știam sigur că o să fie dat. O să-mi fie dat mie. Ursul nu are cine știe ce avere pe conturile sale. A avut el un cont. Ursul a fost lider pe RPG3, l-a chemat .daniel. Liderele Staxi, cred că țineți minte și voi. Aș vrea să fac un anunț pentru abonați tăi. A, fii atent că zici tu acum o răutate tăia de-a ta, dar zici acum exact ceva ce știi că nu-mi place mie. Ia zi. Fii atent, ursul și cu răutățile lui, fiți atenți acum. O să zic că să dați subscribe la altcineva, fiți atenți. La Botiș, Ghiță, la Vengador, la alții. Fiți atenți, că-l cunosc foarte bine. Are 3K în total pe Samp. Ok, se pare că nu zice nimic legat de abonați. Opa, te-am luat. Nu oprești. Nu oprești, taximetrist care nu oprește când radarul ia. Băi, cam rar. De obicei toți opresc, sunt cuminți. Dar tu văd că nu oprești. Și ai o mașină. Păi de-aia nu oprești tu. Păi de-aia nu oprești tu, frate, că ai Alfa. Și Alfa e mai bun decât premierul la viteză. De-aia nu oprești tu, mâncate-și. Oricum, ce zice ursul acolo? Așa că vreau să donați la tata urs bani. E dispus să vă pune el pe YouTube. Nu, odată chiar când am lipsit, când m-am dus în Grecia, țin minte, limit atunci și avea conexiune la internet cum trebuie ca să filmez, m-am gândit, frate, ursule, îți dau ție contul și filmez, îți dau ție cont de YouTube și filmez tu pe cont și postez tu toate astea, dar tipul a zis că la vremea respectivă avea calculator mai prost, avea un laptop foarte prost
Și nu putea să filmeze, vă dați seama, în condiții foarte bune. Așa că ursul a rămas să nu mai filmeze pe cont. Dar la data viitoare, când o să mai plec undeva, o să-l aveți pe ursul aici pe cont. O să posteze din LSPD majoritar. Deodată, mamă, premier nenorocit. Nenorocire de mașină. Frate, tu acum ar trebui să ai comandă, nu? Dacă n-ai comandă, aia te rotești tu așa. Bine, atunci te las în pace, du-te. Chiar te rog să te duci, du-te. Facem altcumva. Ușor, ușor. Facem altcumva. Te las să te duci, da? Te duci unde vrei tu. Și o să facem acum o schemă care întotdeauna va funcționa. Mamă, ursule, nici în clan nu ești, mâncați. O să luăm HPV-ul, pentru că știm cu toții HPV-ul cu bug-ul respectiv de viteză este mult mai rapid decât premierul de PD. Wow, deci sincer, știți cât de mult mă enervez atunci când am un client la School Instructors, da? Și nu se poate să-i dau licența pentru că este prea nab. La fel de mult mă enervez atunci și când sunt rank 1 într-un PD și trebuie să mă duc după mașini foarte rapide cu ceva care nu este rapid. Și trebuie să-l alerg o grămadă. Nu o să mai mă duc după ăla, frate, ursule, ai filmarea, poți să-l sancționez tu. Ne punem aici. Starter radar 100. Uite, vine 17. Însă ești prea departe față de suspect. Nu e bine. Nu, bia fain 17. Pe cine am dat fain? Cred că am dat pe altul. What? Nu mă, 74. Doamne, ce-am făcut, mă? Cred că n-am înțeles ce-am făcut. Cred că am dat fain pe... Nu știu, deci nu mă întreba de ce am dat fain pe ăla mai devreme. A, tip oprește. Oprește tipul. Salut. Vedem nosul acolo, dar ne facem că nu vedem. Mai depășit limita de viteză. Pentru că nu-mi place să dau confiscate. 74 sub 50 de km. Și plus n-am avut... Plus nu am văzut conducea el mașina și na... N-ar trebui să-i dau confiscate pentru nos. Haide. Dănuțule. Nu, pe ursul cheamă și pe el tot Daniel și cred că îi zice tipul ăsta Dănuț. Nu e ursul pe cont, am văzut un nou, am văzut un... Hai să lăsăm, lasă. Vrem să-i facem bani lui ursul, că și așa n-are bani, săracu. Și vrem să-i facem acum niște bănet. De-abia are 2K, wow, bă. Sincer, mie milă de tine, ursule. Ia uite, contrasens, contrasensul și nos. Fain, nu poți sta, nu las, deci și contrasens și nos în același timp. Deci nu te las. Dacă ai mers pe contra sens, sens plus nos. A, nu vrei? Nu vrei? Fine 39, nu fine 39, 139, neconformare ordine. Era foarte probabil că nu o să oprească pentru că o să-și ia confiscate. Ursule, dai tu confiscate în jail, n-am ce să fac. Ce mașină are, mă? N-am văzut ce mașină are exact. Deci nu m-am uitat la ce mașină are. Cred că e un LG după tuning și după cum îl văd eu de aici. Și că vezi că sunt 6, că un prieten să zică că sunt gay. Știe ursul ce știe. Oricum îți iei confiscate în jail. Cap 39. Și haide înapoi. Mergem acum la penitenciarul de maximă siguranță Los Santos. Dar chiar băi, vezi, stai că eu am fost în SPD înainte să intru în... În TTC, da, nu, în SPD după am fost promovat ca manager Vietnamese Boys când era cu Faction Manager și după Admin 4, nu, deci ultima, următoarea facțiune după SPD a fost asta în care stă acum, Toutra Company. Jbau. Jbau. Și așa. Baftă, frate, sigur o să dai slash Q acum pentru că ți-am spus că ți-ai confiscat în jail, 100 în mie. Dar te las în pace, nu vreau să-ți dau confiscate, în ce nu pierdem timpul. Vrem să facem amenzi cât mai multe în acest episod ca să-i facem lui ursul bani. Bănet, bănet. Ia uite, mamă, băga mea și coafe, caută-o. Hai. Mergem înapoi în temple. Și poate ne prindem pe unul pe contrasens.
Care este tasta LMB? LMB înseamnă left mouse button, butonul din stânga al mouse-ului. În traducere directă, LMB este prescurtare. Start radar 100. Hai să vedem, poate mai plinga. Cum spunea, cum plăcea mie să zic, ne mai pică o găină în plasă în capcană, așa îmi plăcea mie să spun înainte. 208. Cred că înainte când am dat find 17 am dădusem find pe nivelul lui. Hai că nu te las, lasă-mă. Hai frate, pentru oameni dă să fugi atâta. Really. Fii atent dacă intri paintball. Deci dacă intri paintball ieși acum. Ok, și-a dat și slash. Din moment ce i-am dat o somație, a intrat în paintball ca să nu și-a... ca să nu și-a mante când a dat slash Q. Ok, un comportament non-RP. Toate cele bune. Ursule, numai tu ai noroc de astea, frate. Dacă eram eu, acum îi sancționam pe toți. Dacă n-am pe contul meu de admin. Dă-te, alo, alo, ce faci tu acolo? Vezi că sunt eu aici. Uite un coleg al meu din TTC. Hai să luăm pe 282. Ăla săracu a trecut să-și ia și confiscate la permis. Probabil nu o să oprească. Așa că o să mergem după Mitivai, cred că se pronunță. Și vom încheia și acest minunat episod de astăzi. Este un episod un piculeț mai scurt decât cele de obicei, dar am vrut să vă prezint acum cum mai facem și noi amenzi aici pe RPG3. Ați vrut conturi de pe 3, vă dau conturi de pe 3. Salut, ai depășit limita de viteză. N-am mai văzut de foarte mult timp un skin ăsta de LSPD Officer de rank 1. Scuze, accept amenda, man. Nu-i nimic. Hai. Bravos. BV. Succes și baftă la drum. Cam greu baftă la drum cu mașina aia ta făcută zdrențe. În orice moment poate să cedeze ambreiajul, da, te las pe tine. Probabil că tu o să dai și test acum. Uite un tip cu monsterul. Hai să ne dăm o amendă, că nu pot să închei episodul așa până nu mai dăm încă o amendă. Așa corectă și aferentă. Băi, sunt curios câți bani are ursul. Chiar sunt curios câți bani are ursul, ia să vedem. Mergem aici în bancă. Ia să vedem, ursule, câți bani ai. Balance 4K și 3K în mână și le... Băi, ursule, nu știu ce să zic. E cam puțin, dar ai nivel 2 și nu știu, e cam puțin și nu le stopper. Se pare că nu te-ai bazat pe bani. Aveai tu, când erai tu în Hitman Agency, ții minte că avea ursul, cred că... Infernus avea multe. Oh, fii atent, a văzut că e radar și întoarce. Wow, ce place mie. A văzut că e radar și întoarce, dar putea să meargă mai încet, știi? A întors, ați văzut? Există și comanda speed limit. Tururum. Hai, nu mai pică cineva în plasă. SFPD recrutează, bun, ia uite-l pe ăla și cu nos și cu 157 de kilometri pe oră. Băi, m-aș duce după tine, dar nu vreau să dau confiscate, really. Nu vreau, du-te, te rog, eu pleacă. Da, zicem ursule. Sincer, nu vreau să dau confiscate pe episod, că mie nu-mi place să dau confiscate. Oh, Ice Sticks. Un abonat foarte popular pe canalul nostru, Ice Sticks, este foarte activ, tot timpul mă întreabă dacă filmez, dacă ce fac, Swifty, și știi coleg cu mine în TTC, din câte știu eu, sau a fost dat afară? Nu mai știu, hai că aflăm acum. Ice Sticks, ai premier, din câte văd eu. Dacă ăla e premier, înseamnă că HPV-ul ăsta o să te facă, ceea ce înseamnă că va trebui să oprești. Ia uite, pe la mijlocul drumului. Haide, că știu că poți. Haide mă, cât prinde mă premierul, mâncați-aș, mă doare degetul, ăla înseamnă că nu e premier. Sau e premier și nu știu eu cât prinde. Ba da, stai că l-ajungem, nu, e sultan. E sultan și ai Stix este în Piermox. Și ai și lag. Mă, 3, e al treilea, dacă nu oprește iar.
Dacă nu oprește iar. Hai. What? Ok. Am înțeles. Bun, i-am dat și oante, de-am făcut și punctul urs la raport în plus. Cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru atenția. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă l-ați făcut-o până acum, subscribe, că eu postez regulat. E și diseară la ora 7:30 voi fi live pe Radio Bizon Vodă. Și ca de obicei, stay close. Bye.